Oh, thank you. De la cine permit mama asta? De la cine? Manu cu tine? Manu cu Joshua, cu Zion. Mi-a cumpărat o brățară ieri. Hawaiiană. Hai aici cu mama în pat. Hai cu mama. O pleca să cumpere o cafeluță la mama. Dar nu poți să vezi pe acolo. Vrei să deschizi geamul? Ok. E frumos și norat astăzi. Dar cald, ca de obicei. Oamenii sunt deja în ocean. Cum ai dormit? Ai dormit bine? Să nu-ți arunci jucăria aia afară. Că nu mai ai alta. Bine v-am regăsit la al treilea vlog din această vacanță. Numai ce ne-am trezit de jumătate de oră și am venit pe plajă. Sunt aici cu Joshua. Deocamdată Mircea a plecat la baie cu Joshua, cu Zion. Am vrut să intrăm în apă, dar ni s-a spus că sunt meduze, foarte multe, tot ce are bine meduze. Și e periculos ca să cădem în apă. Joshua e un pic dezamăgit, dar mai spre seară poate că venim și intrăm. Poate mergem la piscină, stăm acum un pic vreo oră, două aici, după care mergem să mâncăm, iar planul de ieri. Și acum vor să pună semne că sunt meduze aici. Și poate că venim de seară la ocean încă o dată, să vedem ce să facem, dar planul este să... Ce e acolo? E o pasăre faină? Nu văd. Oh, wow, da. Da. Și cam asta e deocamdată. Mi-a plăcut foarte mult comentariile voastre de la primul vlog. Cum mi-ați dat fiecare cu părerea. A fost foarte interesant să le citesc pe toate și să râd în același timp. Dar da, suntem în Hawaii și suntem în Honolulu. N-am mai fost aici de 7 ani. Ultima oară a fost în 2010. Decembrie cu Josh avea un an jumate și ne-am tot dorit să venim de mult. Și este și că am reușit. Zborul a fost de 7 ore. Am mers din Seattle până în California 2 ore, 2 ore și un pic. După care am luat avionul din California până aici și a fost, cred că, vreo 5 ore. 4 ore jumate, trebuia să fie 5 ore, dar am ajuns mai repede cu jumătate de oră. Deci nu e prea departe de noi. Ce e acolo? Cum a fost? Ai găsit baia? Ori pus semne de jellyfish. Și așa, arată-mi ce ai găsit. Aici sunt trei corale. Trei corali? Da, trei. Mm-hmm. Nice. Sunt mai mare. De la el din geantă și mi-a wow. Oh, no!
Da? Da. Uite ce fain a făcut, așa-i? Da. Cine e cel mai frumos? Ia să vedem. Eu. Ok, cine e cel mai mare? Tata. Dar cine e cel mai mic? Zai. Dar cine e cel mai frumos? Zai. Mama e cel mai frumos. Sau Becky? Cine e cel mai puternic? Da, e! Da, e! Numele lui înseamnă... Ce înseamnă? Da, e! Ora de dormit. Este ora 1:30 aproape și numai ce am mâncat. Un breakfast foarte bun, deși este ora de lunch. Copiii au plecat înapoi pe plajă să caute geanta lui Zion pentru că și-a uitat-o acolo și nu cred că mai găsește, dar să vedem. Eu nu mai vreau să repet experiența de ieri, pentru că ieri am fost foarte obosită, toată ziua am umblat, a fost ruptă, toți au fost rupți, Mircea s-a culcat de la ora 6, așa că vreau să ne odihnim puțin. Mircea nu prea are chef de odihnă, are energie pentru că a dormit foarte mult. Dar vreau să merg shopping de seară și vreau să merg să mai plimb prin oraș și așa că o să încerc să adorm puțin. Și m-am dat cu ulei de lavandă pe față pentru că m-am cam ars și mi-a făcut foarte, foarte, îmi vine somnul foarte repede de la el pentru că e așa liniștitor, relaxant și da, ne auzim mai târziu. Te-ai rugat să o găsiți? Wow! Ok, cine face nani cu mama? Banii. Ai găsit tot ce trebuia? Tot ce trebuia, da. Nimeni nu s-a gândit că este așa avere într-o geantă de copii. Câți bani ai avut acolo? Câți le-am? Hai să vedem. $18. Nice. Wow. Zion, vrei să faci nani cu mama? Nu. No. Mergi la piscină cu tata? La The Swimming Pool? Mergi la plimbare. Mergem de seară la plimbare. Nu vrei cu trotineta, pe la umbră. Tata, mai e singur. Mă, nu știu, ok. Păi, pe butonul trebuie de singur. Cum e posibil așa ceva? Este ardă în el. Este nisip în el? Da, și s-a stricat? Nu tot e ardă. Ok, să nu uiți să bei apă. Și să nu te baci la apă mare, bine? Da. Am venit până la pool și aici avem două piscine, una cu apă caldă și una cu apă rece. E bine, Zion cu Joshua, n-or vrut să intre în apă rece. Numai în apă asta caldă. Joshua a intrat, s-a băgat până la urmă, cu greu, dar asta e piscina preferată a lor. E bine aici, Zion? Zion. Da. De ce? Da, pentru că îți trage pantaloni. Îți trage pantaloni ăla? Da. Serios? Nu te cred. N-ai curaj să mergi la el. Ai curaj să mergi la Manu? Hai să văd. Eu nu vreau să cu vaica. Hai să văd. Nu. Hai să te văd. Nu. De ce? Asta. Hei, cum e apa? Zai, spune la tata, cum e apa? Faină. Mama, auzi că e apă faină. Hai și tu aici, mama. Mama, hai și tu aici. Uite cine e cu noi. Joshua, Zion.
Bine, ce faci? Cum stai? Dai, cum așa, cum așa. Nu, nu mai, nu mai, gata. Gata, pauză. La plimbare, din nou, este aproape ora 6, avem mai așa făcut lămâie care e aproape gata și am plecat la plimbare. Sorin, hai că mergem, punem înapoi. Nu vedi eu dată bulechin. Nu, că ai avut deja. Joshua? Nu, bulechin. Hai să mergem. Let's go. Joshua? Acum până la un hotel, Marriott, și vrem să îl explorăm puțin, să vedem cum arată piscina lor, pentru că acum trebuie să ne mutăm de la hotelul nostru și să explorăm câteva hotele, să vedem ce ne place, unde ne-ar place să stăm pentru următoarele zile. Thank you so much! Zion, oriunde vede flori, merge și mi-aduce câte o floare. Cred că mi-au rupt vreo 10-15 flori de când stăm aici. Da, e Marriott. Mama, ai uitat o floare! Oh no, mi-a picat floarea pe jos. Thank you! Iar mai îmi iei una. Doare, ai voie să le uite așa pe toate. Thank you. Copiii s-au tot certat pentru că voiam amândoi să fie pe trotinetă și nu știu cum să îi împăcăm. I-am tot certat, i-am tot încercat să-i lămurim cumva și sperăm că am găsit soluția acum. Nu știm cât timp o să dureze, dar câteva minute sigur. A lavender, a black. Hopefully it's a white one.
time. Maybe that. Oh, that looks. That may be the color. Okay, we're gonna do a aloha ceremony. Okay, we're gonna tap on the oyster 3 times for good luck. And after 3 times, say aloha. You gotta say aloha out loud. Okay. Ready? Tap it. Go. 1, 2, 3. Aloha. Now we're gonna open up your oyster. Sometimes you get more than one, so you're gonna cut up in your oyster. Oh my gosh, look, you got 2! Wow, 2 times! Twins! Now, white means beauty and hope, okay? Look at that. They're so identical. See, that's very lucky. Now we also have some nice necklaces for him. We can put it in like a nice fish hook. 제 문가 자 콜로. Cake. Cake. 나라도 비네. 어선 그다음 블로그 라이차 스포넷 바바이. Bye. Spuneți good night. Ne vedem mâine. Sau poi mâine. Bye.